Salut, eu sunt Sorin de la Killer Banana și vă aduc clipuri aici pe canal cu desene anime, jocuri, precum și alte chestii faine, de aceea puteți rupe două butoane de like și pe cel de subscribe ca să distrugem împreună algoritmul YouTube-ului și să ajungem mai ușor la mai multe persoane. Internetul este un loc fabulos în care se poate întâmpla orice. De data aceasta, el ne încântă cu un ship între Twilight din My Little Pony și Mordecai din Regular Show. Da, acest ship a început să fie destul de popular, în special pe TikTok. Și da, un ship din desene, da. E ceva fantastic acest ship. Am zis să fac un clip special despre el ca să vă spun despre ce e vorba de fapt, că are o poveste destul de interesantă și posta și a revenit după o perioadă în care efectiv nu s-a întâmplat nimic și deodată a bubuit ship-ul dintre Mordecai și Twilight, da. Două personaje foarte, foarte cunoscute așa lumea asta de serilor și na, acum sunt puse împreună de lume. E interesant. Toată ideea acestui ship este că Twilight de My Little Pony ajunge să fie împreună cu Mordecai. Dar de ce acest ship? De unde și până unde? Mordetoai a apărut pe fandom acum mai bine de 10 ani, dar se pare că a revenit în prim plan în acest an. În acest fanart, cele două personaje cântau melodia Airplane. Ai crede că această artă care a apărut în 2010 ar fi fost uitată între timp, dar ia uite ce să vezi, ea a revenit în forța anul acesta și ship-ul a reînviat. Acum dacă mă gândesc că ai avea șanse destul de mari să atragi un public destul de numeros dacă faci efectiv content doar despre Mordetoai, adică dacă te apuci să postezi fan art, să faci animații legate de aceste personaje, să, nu știu, să faci cam orice TikTok-uri și din astea. Adică cred că ar atrage destul de multă lume, pentru că ship-ul ăsta surprizător a revenit la viață. Anul ăsta deja este foarte cunoscut, deși n-a avut nicio legătură cele două seriale animate, nici măcar ca creatori, nici măcar ca stil de animație, nici măcar ca întâmplări. Adică efectiv n-ai crede că ship-ul ăsta e posibil, dar iată că este posibil datorită fanilor care au creat acest ship minunat, da. Și Mordetoai a început ca o glumă, creatorii de conținut au început să creeze content în jurul subiectului și acum există chiar și videoclipuri despre acest ship. Bine, ship-ul ăsta e făcut mai mult ca o glumă, adică nu cred că cineva le a neapărat în serios, adică așa cred, bănuiesc, dar ideea este că, na, el a pornit ca o glumă așa, dar devine din ce în ce mai serios și, având în vedere că e popular și acum, cred că e destul de serios. Eu nu cred că s-ar putea vreodată ca aceste două personaje chiar să fie în canon, adică să facă ship-ul ăsta canon, dar în general când se fac ship-uri de genul se dau idei și se poate porni orice de la un astfel de ship, dar din nou nu cred că este posibil ca Mordecai și Twilight să ajungă preună, adică cel puțin nu cred în forma de canon, dar ca fan sure, adică s-a văzut că se poate și lumea încă mai face memes și încă mai vorbește de chestia asta și încă mai face videoclipuri legate de astea. Și na, e un meme destul de popular așa. Trebuie să recunoaștem totuși că e destul de fain că toate aceste lucruri au pornit de la o simplă poză pe un grup acum 10 ani. Acest ship a devenit însă atât de cunoscut încât este foarte popular chiar și în ziua de azi. Sunt curios, voi ce spuneți despre acest ship? Și dacă mai aveți alte ship-uri despre care să vorbesc, puteți să o comentarii mai jos și vă mai vorbi. Și bineînțeles, dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să rupeți un nou buton de like, cel de subscribe și clopoțelul că mă ajută enorm. Dacă vreți să deveniți și membri, cu atât mai bine și vă mulțumesc foarte mult. Și ne mai auzim, să vă spun pe un alt clip pe acest minunat canal. Eu am fost Sorin, vă doresc o zi uimitoare. Continuare, pa, pa! Super! Vine Halloween-ul, că faci de-astea! Mersi mult din suflet, Killer Banana, ziua de best, ești cel mai bun, te salut din Burlade, ești cel mai bun. Maxim până în 12 euro să fie abonamentul. Mă bucur că ai devenit addicted de JoJo.